Rita știa clar că doarme, dar tot ce se întâmpla nu o speria. Din potrivă, îi dădea o putere incredibilă. De aceea, îi plăcea să rămână mai mult în această lume minunată, dorea să prelungească plăcerea. Dar în momentul culminant al visului, deodată s-a auzit vocea lui Nikita. Sonia, e timpul să te trezești. Cocoșul a cântat de mult. Deschide ochii. Vocea soțului a distrus fără milă basmul în care Rita voia să mai rămână puțin o cuprinse un sentiment de disperare, condimentat cu o porție bună de iritare. A deschis ochii și l-a privit pe soțul ei cu un aer nemulțumit. Pot să dorm măcar sâmbăta, sau nu am acest drept. Nikita a râs fără răutate. Nu am de gând să-ți limitez drepturile, dar probabil ai uitat că i-am promis mamei că venim la ea chiar astăzi. Această afirmație a avut asupra tinerei femei efectul unei cârpe roșii și ea l-a împins de la sine pe soț. Nu mă hipnotiza cu privirea ta obraznică. Și te rog, amintește-mi când am făcut astfel de promisiuni mamei tale? Nu mă amintesc așa ceva. Reacția soției l-a amuzat și mai mult pe Nikita. El a strâns-o în brațe și a încercat să o sărute. Dar Rita s-a ferit cu abilitate. Cer un răspuns. Și nu încerca să mă adoarme cu săruturile tale. Bărbatul a îmbrățișat-o și mai tare. Rita, te contrazici singură. Tocmai ai spus că vrei să dormi, dar te opui categoric săruturilor mele adormitoare. Cum să te înțeleg? Bărbatul s-a întins dulce, după care a încheiat monologul său de dimineață. Și, în general, ești o femeie incredibilă. Suntem împreună de aproape șase ani, dar nu încetezi să mă surprinzi. Dar îmi place imprevizibilitatea ta. Exact pentru asta te ador. Bărbatul s-a întins spre soție, dar a dat peste perna pe care Rita a reușit să o pună. Cu o ironie sarcastică, Femeia a spus, dragul meu soț, știi foarte bine că trucurile tale nu funcționează asupra mea, așa că poți să nu te mai străduiești. Toate eforturile tale sunt în zadar. Și vreau să-ți spun că nu-mi amintesc să fi promis ceva mamei tale, așa că nu mai minți. După aceste cuvinte, starea de spirit jucăușă s-a evaporat ca un nor ușor. Nikita s-a ridicat din pat și, cu o furie inexplicabilă, a început să-și tragă pantalonii sport. Bine, recunosc că am mințit puțin. Mama a cerut să venim, iar eu am răspuns în numele nostru. Mi se pare că nu e nimic rușinos în faptul că am îndrăznit să răspund pentru tine. Suntem o familie, adică un întreg, un organism unit. Rita a sărit și ea din pat, oferindu-i soțului încă o privire sarcastică. Ohoho! Oh. Cum am putut uita că în acest organism tu ești capul, iar eu sunt o piesă de schimb fără importanță? O greșeală imperdonabilă din partea mea. Nikita a încercat să-și stăpânească iritarea crescândă. Rita, poate că e suficient? De ce ai ridicat o furtună din nimic? Dacă nu vrei să petreci timp în cercul familiei, rămâi acasă, iar noi cu Artiom ne vom vizita bunica. Sper că nu te deranjează ca mama să se întâlnească cu nepotul. În întrebarea soțului se auzea o ironie deschisă, ceea ce a iritat-o și mai mult pe Rita. Nikita, poate că e suficient să mă provoci? Bărbatul a replicat tu ai fost prima care s-a enervat. Nu am avut deloc intenția să mă cert cu tine, mai ales dimineața. Credeam că noi, ca oameni cinstiți, după micul dejun, vom pleca într-o mică călătorie. Monotonia vieții de zi cu zi distruge inițiativa în om, de aceea psihologii recomandă să schimbi periodic decorul. Rita și-a pus un halat ușor pe umeri. Nikita, scapă-mă de aceste discursuri lungi. La muncă, șeful mă deranjează cu filosofia lui. Nu aveam nevoie să-mi citești lecții în weekend. Femeia s-a îndreptat spre uși, dar soțul a ajuns -o în două pași și a îmbrățișat-o cu bâlândețe. Nu am auzit răspunsul tău. Vii cu noi sau te condamni la două zile de izolare. Rita s-a oprit pe prag. O oră nu e mai ușor. Te pregătești să stai două zile la mama ta? Zâmbind inocent, bărbatul a dat din cap afirmativ. Rita a făcut un gest emoțional cu mâna. Nikita, știi că relațiile mele cu mama ta ca să spunem așa, nu sunt tocmai calde. Două zile cu ea sunt prea mult pentru mine. Cineva dintre noi ar putea să explodeze, și atunci nimic nu se va întâmpla. Intuiția îmi spune că ne așteaptă un weekend minunat. Când mama mi-a amintit ieri că ne așteaptă cu nerăbdare, avea o stare de spirit excelentă. Apropo, m-a întrebat despre tine și chiar a spus că vrea să se consulte cu tine. De fapt, nu a spus despre ce întrebare dar mi se pare că o interesează aspectele îngrijirii plantelor și altor vegetații, deoarece ai experiență în acest domeniu. Rita a suspinat, dar nu i-a răspuns soțului. S-a grăbit în baie pentru a se aranja și a gândi puțin. În timp ce Rita se spăla, toate gândurile ei se învârteau în jurul temei veșnice. De ce între nurori și soacre, în majoritatea cazurilor, există relații tensionate, dacă nu chiar ostile? Despre asta a auzise încă înainte de căsătorie, dar nu se gândea că va trebui să experimenteze pe propria piele neplăcerea mamei soțului. Desigur, nici ea nu era o zână și îi răspundea soacre, dar au fost momente când Rita o respecta și chiar o admira pe Zanna Igorevna. Dar în acea perioadă fericită, Rita nu se întâlnise încă cu Nikita și era o studentă obișnuită la facultatea de jurnalism. Se mai predase sociologie la ei. Zanna Igorevna adora materia ei, așa că lecțiile ei se deosebeau printr-o prezentare neobișnuită a materialului și adesea se transformau într-o discuție vie. De la studenți se putea auza adesea și dacă toți profesorii ar fi ca Zanna, nimeni nu ar lipsi de la cursuri. Semaina se comporta egal cu toți, nu avea favoriți cărora să le acorde note mai mari, dar Zanna Igorevna nu își permitea deloc familiarități în relațiile cu studenții. Rita Cuzmina, așa se numea Rita înainte de căsătorie, nu se deosebea cu nimic de ceilalți. Dar, ca multe fete din provincie, se pregătea întotdeauna cu atenție pentru lecții și nu refuza niciodată sarcinile pe care uneori îi le dădea Semaina. Odată, Zanna Igorevna a întrebat-o. Cuzmina, ai vreo responsabilitate socială? Rita a recunoscut sincer. Da, mă ocup de activitățile culturale. De asemenea, fac parte dintr-un grup de voluntari al universității. Ziarul de perete este, de asemenea, pe mine. În copilărie am desenat destul de bine. Am mers chiar și la o școală de arte. Și am studiat pianul la școala de muzică. Zanna Igorevna s-a uitat cu surprindere la studentă. Niciodată nu s-ar fi gândit că în province sunt tineri atât de bine pregătiți. Totuși, e foarte bine, dar cererea mea nu are legătură cu talentele tale. Studenta s-a tensionat puțin, încercând să ghicească ce-i va cere mentorul. Rita iubea când cineva îi cere ajutorul. Ea anticipa să audă ceva ce îi va face inima să bată cu nerăbdare. Dar Semaina, zâmbind, a spus, am o cerere nu tocmai obișnuită, Cuzmina. Este de natură personală, așa că nu pot avea încredere în oricine. Dar tu, fetiță, ești serioasă și, sper, știi să-ți sigura închisă. Desigur, Rita nu s-a bătut în piept cu pumnul, jurând. Puteți să încredințați orice, nu voi spune nimănui. I-a dat din cap, așteptând cu nerăbdare să afle ce îi va cere profesoara. După o scurtă pauză, Zanna gorevna a suspinat greu. Soțul meu este grav bolnav și are nevoie de îngrijire. Eu și fiul meu ne-am descurcat cu dificultățile, dar zilele acestea Nikita și-a rupt piciorul, iar acum chiar și activitățile casnice obișnuite au devenit o problemă serioasă pentru noi. Am putea angaja o îngrijitoare, dar Marca Damovic este categoric împotriva străinilor, iar să-l dau într-un hospice nu-mi permite conștiința. Studenta a exclamat cu uimire, uitând de tact. Marca Damovic este soțul dumneavoastră? Este bolnav? Credeam că a dispărut. Cineva dintre colegi a spus că a trecut la Institutul de Inginerie Mecanică. Și cum de nu mi-am dat seama mai devreme că este soțul dumneavoastră, căci și numele este același. Cu alte cuvinte, Rita a fost surprinsă. Deși nu-l cunoștea foarte bine pe Marca Adamovic, a fost de acord să o ajute pe profesoara ei iubită. Când Zanai Gorevna a spus Rita, îți voi plăti serviciile, fata s-a și revoltat. Chiar nu vă gândiți. Dacă înveți veți da bani, nu voi mai veni la dumneavoastră. Semaina a exprimat atunci cu voce tare opinia ei. Credeam că oamenii atât de sinceri și receptii s-au dus. Deoarece Semain locuiau la doar câțiva pași de universitate, misiunea voluntară a Ritei nu a perturbat aproape deloc viața ei obișnuită. Marc Adamovic a așteptat cu nerăbdare venirea ei, deoarece, în ciuda bolii, continua să lucreze. Văzând fata, profesorul spunea vesel, iată că a venit ajutoarea mea. Mai întâi lucrăm, iar apoi tot restul. Prin tot restul se înțelegea tot ce ținea de îngrijire. Nikita, fiul Semain, apărea rar în timpul vizitelor Ritei. Când apărea în biroul tatălui, observa câteva minute în tăcere cum Rita tasta pe computer textul dictat de Marca Adamovic apoi dispărea în liniște. Dar după două luni, când i-au scos gipsul, a întrebat brusc. Rita, s-a întâmplat că și eu am nevoie de ajutor. Mi-ar plăcea să alerg și să sar, dar nu-mi pot permite o astfel de activitate, dar pot să mă plimb. Problema este că fără gips și cârje nu mă simt foarte sigur în spațiu. Fata a râs. Bine, sunt de acord să te scot la plimbare. Când Anna Igorevna a aflat despre plimbările lor zilnice, S-a exprimat direct. Observ că tu, fetiță, nu ești deloc nepricepută. Ai grijă de tată și deja ai pus ochii pe fiu. Rita nu suporta nedreptatea. Ca un animal sălbatic, se uita la cea pe care o idolatriza aproape. Zanai gorevna, de ce faceți așa? Semaina a strâmbat din buze. Cum să vorbesc cu tine? Credeam că ești o fetiță decentă, dar ești, la fel ca toți, o provincială. Dar cu ambiții vreau să te avertizez. Nu încerca să te strecori în familia noastră. caută un bărbat pe măsura ta. Fiul meu nu este pentru tine. Dar viața s-a întors în așa fel încât Zana Igorevna a fost nevoită să accepte din nou ajutorul studentei bune. Acest lucru s-a întâmplat când Mark Adamovic a murit. Cu o zi înainte, el glumise și chiar îi povestea Ritei bancuri și își făcea planuri pentru viitorul apropiat. Rita, când terminăm opusul meu, te voi invita cu siguranță la restaurant. Sper că nu vei refuza sau nu-ți plac bărbații în vârstă. Această întrebare a deranjat puțin fata, deși înțelegea că Marc Adamovic glumește. Răspunsul ei a fost scurt. Vârsta nu strică un bărbat. Cu dumneavoastră, Marc Adamovic, sunt gata să merg nu doar la restaurant, ci și să urc pe Everest. Bărbatul a suspinat expresiv și a spus cu amărăciune. Mi-ar plăcea și mie să văd lumea de la cel mai înalt punct al planetei înainte de a muri. Pe fața bărbatului s-a așezat un zâmbet visător, iar Rita a ieșit în din birou pentru a nu-l deranja. Iar în dimineața următoare, a aflat că Mark Adamovic a murit. Nikita a suferit foarte mult din cauza morții tatălui, dar și Zanna Igorevna a fost profund afectată de această pierdere. După înmormântare, ea a cerut: Rita, noi, cu Nikita îți vom fi foarte recunoscători dacă vei locui puțin la noi. Cum ar fi putut să refuze oamenilor care au suferit o astfel de tragedie? Desigur, nu putea. Aproximativ două luni, Rita a locuit în apartament spațioase ale Semain, iar apoi s-a întors la cămin. Dar până atunci, relațiile lor cu Nikita depășiseră deja limita prieteniei obișnuite. Când Zanai Gorevna a aflat că s-au hotărât să se căsătorească, i-a spus doar obosit, Bucură-te, fetiță vicleană, ai obținut ce ai vrut, dar nu crede că atitudinea mea față de tine se va schimba după asta. Au trecut deja mai bine de șase ani, dar Zanna Igorevna nu și-a schimbat atitudinea în acești ani. Ea a menținut cu strictețe distanța între ea și Noră, fără a permite relațiilor să se încălzească cu niciun grad. După moartea soțului ei iubit, Zanna Igorevna nu a putut să se recupereze mult timp, doar munca ei preferată o ajuta. Un factor pozitiv a fost nașterea nepotului. Noua bunică a fost încântată să-și vadă pentru prima dată micuțul moștenitor. O, oh, este o adevărată minune. Ce mult seamănă cu Nikita. Ați ales un nume pentru băiețel? Noua bunică s-a uitat la tinerii părinți cu speranță, iar Nikita a declarat cu entuziasm: Noi, cu Rita, am decis să ți oferim acest drept. Rita a vrut să protesteze împotriva abuzului soțului, dar, întâlnind privirea soacrei, s-a gândit să lase Zannasă-i de numele nepotului. Poate că după asta va deveni puțin mai bună. Soacra a privit mult timp cu dragoste la bebeluș, apoi a aruncat o privire fugace spre Rita și chiar i-a oferit nurorii un zâmbet fericit. Ce părere aveți despre numele Artiom? Nikita a spus fără prea mult entuziasm. E ok. Rita a răspuns zâmbind. Un nume frumos. Îmi place. În acel moment, nu a mințit, deoarece unul dintre numele pe care le-au luat în considerare înainte de naștere a fost Artiom. Acest episod fericit a rămas întipărit în memoria Ritei, dar nu a schimbat atitudinea soacrei față de ea. În schimb, nepotul lui Zanna Igorevna nu a fost lăsat din brațe. După lecțiile de la universitate, ea se grăbea la ei în apartamentul închiriat și se juca cu bebelușul până seara târziu. În acest timp, soacra nu observa deloc prezența nurorii. De fapt, Rita se obișnuise deja cu astfel de capricii ale mamei soțului și nu se supăra pe ea. Odată, Zanai Gorevna a venit la ei de vreme dimineața, când Nikita se pregătea să plece la muncă. De altfel, Nikita Markovic a urmat pașii părinților și predă la una dintre universitățile regionale. Apariția timpurie a mamei l-a surprins foarte mult. Mamă, s-a întâmplat ceva? Femeia a zâmbit fericit și a dat din cap. S-a întâmplat, fiule, am decis să-mi schimb radical stilul de viață. Cum să înțeleg asta? Veselia mamei l-a alarmat pe Nikita, iar el a așteptat o nou surpriză din partea ei. Și Zanna Igorevna nu l-a dezamăgit. Dar înainte de a-și dezvălui secretul, a cerut: "Acum îți voi spune tot, fiule. Numai că mai bine să te așezi. Rita, îți recomand și ție să te așezi." Tinerii soți s-au privit nedumeriți, dar au îndeplinit cererea lui Semaina. Zanna Igorevna a luat în brațe pe Artiom care se târa în pătuț și l-a sărutat pe frunte. În curând, micuțul meu, vei sta la bunica în sat, te vei bucura de aerul proaspăt și vei mânca căpșuni. Nikita a rămas cu gura căscată. Mamă, ce ai de gând? Soacra l-a privit cu dispreț pe fiul ei. M-am gândit mult și am decis. Îți las acest apartament. Nu mai trebuie să vă rătăciți prin colțuri străine. Veți locui aici, iar eu mă voi muta la țară. Vreau să cumpăr o căsuță mică pentru o vacanță. Ieri am fost să mă uit. Și casa mi-a plăcut, iar prețul este rezonabil." Nikita a exclamat. Mamă, dar nu știi nimic despre viața la țară. Nu poți trăi singură în pustietate." Zanaigorevna a zâmbit. Acolo nu este pustietate. Este un loc destul de civilizat și nu este departe de oraș, mai puțin de 20 de kilometri." Nikita s-a agățat de ultimul argument. Dar ce se va întâmpla cu munca ta? Nu știi să conduci mașina. Cum te vei descurca să ajungi în fiecare zi în oraș? Și pentru această întrebare, Zanai Gorevna avea un răspuns pregătit. Am decis că este timpul să mă retrag. Este deja greu să lucrez la capacitate maximă. Desigur, nu sunt pregătită să renunț la tot și imediat, dar pot să-mi reduc orele. Am vorbit deja cu decanul, iar el nu este împotrivă să trec la jumătate de normă. Mi s-a făcut un program foarte convenabil. De două ori pe săptămână, marți și vineri, voi preda lecții, iar până în oraș pot ajunge cu autobuzul sau cu trenul. Fiul a înțeles că mama a decis deja totul pentru ea. Știa că a discuta cu ea este inutil și s-a predat. Fă cum crezi că este mai bine, mamă, dar recunosc, mai surprins. Nu-mi pot imagina cum te vei descurca acolo singură. Nu ai idee cum și ce să plantezi. Zanna gorevna s-a uitat la Rita. Iar fetița ta, Rita, mă va ajuta. Are experiență în domeniul agricol. Nu te vei opune să-i oferi ajutor soacrei tale? Rita, ca de studenție, a răspuns cu entuziasm. Desigur, te voi ajuta. Apropo, în ceea ce privește experiența nurorii, Zanna Igorevna exagera puțin. Deși părinții Ritei locuiau practic în zona rurală și aveau un teren decent, ei o implicau pe fiica lor în muncile agricole doar de două ori pe an. Primăvara, când plantau cartofi, și toamna, când culegeau recolta acestei culturi legumicole importante. În restul timpului, ei se ocupau singuri de grădină. De altfel, Oxana Ivanovna, mama Ritei, nu în credința îngrijirea unor culturi valoroase, cum ar fi căpșunile sau roșiile, nici soțului, nici fiicei. Zanna Igorevna a finalizat fără probleme tranzacția și în acea toamnă s-a mutat în arca ei, așa cum a numit simbolic noua ei locuință. Spre deosebire de temerile fiului, femeia s-a adaptat destul de repede la viața de la țară și în primele zile și-a făcut prietene. Locuitorii din zonă o numeau profesoară și se bucurau să împărtășească cu ea experiențele lor. Zanna Igorevna a început cu optimism să se implice în procesul de creație și deja după un an se lăuda fiului ei cu realizările sale. Nikita, mereu mai subestimat. Uite ce căpșuni am crescut singură. Niciodată nu m-am gândit că munca în grădină aduce atât de multă satisfacție. Acum nu pot să mă gândesc la întoarcerea în oraș. Vorbind cu fiul ei, soacra ignora intenționat sau special prezența nurorii. Dar Rita era fericită că nu a fost necesar să o implice muncă pe parcela de la țară. De mult a învățat că nu merită să se bage în bucluc cu inițiativele ei. Cu o astfel de stare de spirit, tânăra femeie mergea din nou în vizită la soacra ei. După o mică ceartă matinală cu soțul, nu avea niciun chef să vorbească cu el. Artiom stătea și el liniștit în scaunul său de copil, așa că drumul până la destinație a trecut în tăcere. Janne Igorevna îi aștepta lângă poartă. În câțiva ani, reușise să pună casa și parcela în ordine și se mândrea foarte mult cu micuța ei proprietate. Nikita nici măcar nu apucase să iasă din mașină, când Janne Igorevna i-a trimis fiului prima reproș. Bună, Nikita Markovici! Te întârzi! Promisesei că vei veni la 10, iar acum e deja un sfert după 11. Fiul a murmurat. Mama, tu doar te iei de mine. Chiar au o importanță uriașă 15 minute? Mama a hârșit. Au. Totul depinde de circumstanțe. De exemplu, în acest timp, o persoană în vârstă poate să moară dacă ambulanța întârzie. Nikita a răspuns cu sarcasm. Eu nu sunt ambulanță. Și tu, se pare, arăți destul de sănătoasă. Rita urmărea disputa dintre mamă și fiu, dar nu intervenea. Soacra se comporta din nou de parcă Rita era o ființă fantomatică, de tipul unui spirit. Dar nepoțelul a fost imediat observat de Jeanne Igorevna, care s-a grăbit să-l umple de săruturi pe fața lui plină de pistrui. Vino la mine, dragul meu, bunica ți-a pregătit o surpriză, o să te îngrozești. Acestea erau cuvinte magice pentru Artiom, iar el a alergat pe alea spre casă, depășind-o pe bunica. Rita se uita la fiul ei cu dragoste și se gândea. Toate bunicile sunt la fel. Este un fapt. Mama mea spune practic aceleași cuvinte când venim cu Artiom. Adevărul este că ea mă tratează normal, iar pentru soacră eu sunt ceva de genul mobilierului, adică un obiect neînsăflețit. Surpriza misterioasă pentru nepoțel a fost un bol plin cu căpșuni. Din fructe se răspândea un parfum amețitor, iar Artiom a început să le devoreze cu entuziasm, fără să observe că sucul proaspăt curgea pe mânecile cămășii sale noi. Rita nu a rezistat și a făcut observație. Artiom, parcă nu ai mai mâncat căpșuni în viața ta. Ai murdărit toată cămașa într-un minut. Acum nu o mai poți spăla. În cele din urmă, Jeanne Igorevna a observat-o pe nuroră. Nu-i strica copilului pofta de mâncare. Să mănânce fructele. La piață nu poți cumpăra căpșuni ca acestea. Eu am produse fără nitrați și alte mizerii. Rita s-a gândit că soacra le va oferi măcar ceai, dar ea a declarat. Și pentru voi, dragii mei, am o altă surpriză. Tu, Rita, îmi vei curăța rândurile cu morcohi, iar pe Nichital voi ruga să repare ușa din bucătăria de vară. Dacă vă ocupați de treabă, atunci vă voi hrăni cu sarmale. Timpul se apropia de prânz, așa că era o căldură sufocantă. Rita îndeplinea sarcina soacrei, iar în capul ei se învârteau gânduri triste. Visa să se odihnească liniștită în weekend, iar acum era nevoită să se chinuie pe rânduri sub soare. Nikita mi-a stricat weekendul. Tot, data viitoare să meargă, el să muncească la mama lui la țară. M-am săturat. Niciodată nu am auzit un cuvânt de mulțumire de la soacră. Tânăra femeie nu a dus la bun sfârșit munca începută, pentru că i s-a făcut foarte rău. Nu mai lipsea decât să cadă chiar acolo. Rita a pus cu grijă uneltele simple la loc și a intrat în casă. Soacra a întâmpinat-o nemulțumită. De ce ești așa repede? Ai curățat deja tot? Rita, fără putere, s-a lăsat pe masă. Nu, nu am curățat tot. Nu pot lucra în căldura asta. Mi se învârte capul, văd pete. Uimitor, dar soacra a arătat compasiune. Probabil ai avut o lovitură de căldură. Întinde-te, odihnește-te iar eu îți voi aduce acum un compot rece. Băutura rece din aceleași căpșuni a adus-o puțin la viață pe tânăra femeie. i mulțumit, soacrei. Mulțumesc. Foarte bun compotul. Bogat. O să stau puțin, iar apoi voi continua curățenia. Jeanne Igorevna a fost de acord. Stai. Și ca să nu te plictisești, îți voi arăta albumul meu. Soacra îi arătase anterior cea mai mare valoare a ei, albumul de familie dar din politețe, Rita nu a reamintit acest fapt. Jeanne Igorevna răsfoia încet paginile cu fotografii din diferite perioade ale vieții ei, oferind comentarii scurte. Aceștia sunt mama și tata mei. Și ei sunt profesori. Rita s-a mirat. Deci, ești continuatoarea unei dinastii glorioase? Stăpâna a fost de acord. Se pare că da. Cândva voi scrie cu siguranță un articol despre voi. Soacra a aruncat o privire la nuroră nu trebuie să faci astfel de promisiuni. Nu este exclus că redactorului tău nu-i va plăcea dacă materialul tău vei lăuda o rudă. Deoarece, prin voința sorții, s-a întâmplat că suntem rude. Jeanne Igorevna a răsfoit încă o pagină și a arătat cu degetul o fotografie alb-negru pe care era un grup de tineri. Doi băieți cu părul lung țineau chitare, unul stătea la tobe, iar singura fată se afla pe o scenă mică cu un microfon în mână. Aceasta este banda noastră de jazz. În anii de școală, m-am ocupat de activități artistice. Cântam destul de bine. Iar acesta, soacra a arătat spre un băiat înalt cu chitară, este Nicolae Kadikov, liderul nostru. El era cu doi ani mai mare decât mine, iar toate fetele alergau după el. Când mi-a propus să cânt în ansamblul lor, prietenele mele au murit de invidie. În vocea Jeanne Igorevna se simțea o nostalgie evidentă, iar Rita a ghicit că soacra, în tinerețe, a fost și ea îndrăgostită de un băiat care semăna cu celebrul actor Abdulov. Nu s-a putut abține și a spus soacrei despre această asemănare. Janne Igorevna a zâmbit din nou trist. Ai observat bine. Nicolae știa că seamănă cu Abdulov și se străduia să-l copieze în tot, în haine, cu fură, chiar și gesturile și mimica încerca să le imite. Rita a pus o întrebare rezonabilă. Și unde este acum acest Nicolae? Janne Igorevna a închis albumul. Nu am idee. Știu doar că a făcut armata, iar apoi a plecat fie în Murmansk, fie în Arhangelsk. Dacă ar fi fost colegul meu de clasă, mi-ar fi fost mai ușor să-i urmăresc soarta. Dar Kadikov a terminat școala cu doi ani înaintea mea. Fără el, banda noastră de jazz s-a desființat. Și eu, de fapt, am visat o vreme să devin cântăreață sau artistă. Totuși, ce rost are să ne amintim acum de ceea ce a trecut de mult? Janne Igorevna a pus albumul la loc, iar ea s-a îndreptat spre curte. Rita, tu odihnește-te, iar eu voi verifica cum decurg lucrările la bărbații noștri. Artiom a arătat întotdeauna interes pentru obiecte periculoase, cum ar fi toporul și ciocanul. Dar Nikita încuraja dorința fiului de a-l ajuta. Un adevărat bărbat trebuie să fie învățat la muncă de la o vârstă fragedă. Daha bunicii era un loc optim pentru a atinge acest scop, iar micuțul Artiom ajuta cu plăcere pe tatăl său. Seara, Așa cum promisese, Jeanne Igorevna i-a hrănit pe oaspeți cu o cină copioasă. A povestit puțin despre viața ei, iar apoi a întrebat brusc pe fiul ei. Nikita, sper că nu ai uitat că mama ta are curând un jubileu? Această întrebare l-a prins pe bărbat pe nepregătite, iar el aproape s-a înnecat. Văzând privirea confuză a soțului, Rita a fost pe punctul de a râde. A înțeles că Nikita uitase complet că mamei lui îi va împlini curând 60 de ani. Sincer să fiu! Rita și-a amintit și ea de această dată importantă. Își amintea de ziua ei de naștere doar în ultimul moment. Dar, deoarece soțul se uita la ea cu o privire imploratoare, a fost nevoită să-l scoată din situația complicată. Făcând o față inocentă, Rita a spus, Cum poți uita așa ceva, Jeanne Igorevna? Tocmai ieri discutam cu Nikita ce să-ți dăruim. Soacra s-a umplut de zâmbete. Plăcut să aud. Pot să vă ușurez situația. Nu trebuie să-mi oferiți tot felul de prostii. Nu vreau să nu umplu casa cu lucruri inutile. Voi deschide un secret. Ador cadourile cu semnificație. Nikita a dat din ochi vesel către soție, astfel și-a exprimat recunoștința pentru ajutor, iar mamei, fiul iubitor a spus mama, aluzia ta este clară. Ne vom strădui să alegem un cadou original, cu siguranță cu semnificație. Și unde te gândești să organizezi? La țară? Jeanne Igorevna a strâmbat din nas. Fiule, nu trebuie să asociez jubileul meu cu sărbătoarea recoltei. M-aș putea supăra? O astfel de comparație sugerează că totul s-a terminat, recolta a fost strânsă și e timpul să plec în veșnice. Rita a încercat să repare greșeala soțului. Jeanne Igorevna, nu te supăra, te rog. Nikita a spus fără nicio intenție. Soacra a străpuns-o cu o privire ascuțită, fără a-l apăra. Și în general, ce modă e asta să te bagi mereu? Crezi că, dacă lucrezi la o gazetă de duzină, poți să dai sfaturi în stânga și în dreapta? Rita, abia stăpânindu-și lacrimile, a ieșit de la masă. Mulțumesc pentru cină! Îndemnată de un sentiment de supărare, a vrut să plece în aceeași seară, dar Nikita i-a răcorit avântul. Rita, tu te-ai provocat singură. Ai fi stat liniștită și ai fi mâncat sarmale cu smântână. Nu, trebuia neapărat să-ți bagi nasul. Știi foarte bine caracterul mamei mele. Tânăra femeie a murmurat. Este ultima dată când vin aici. M-am săturat să suport această atitudine lipsită de respect. Te vei bucura singur de compania mamei tale și de poveștile ei de la țară. Nikita a ieșit și el din fire. Și eu voi face asta. Știi bine, nu ne alegem mamele, iar eu nu am de gând să renunț la a mea din cauza supărărilor tale mărunte. Soțul a trântit ușa, lăsând-o perita în singurătate amară. A plâns puțin, iar apoi a adormit fără să-și dea seama. A doua zi dimineața, vremea s-a stricat, iar oaspeții s-au grăbit spre casă. Rita s-a așezat imediat în mașină, fără să se despardă de soacra ei. A auzit doar cum aceasta îi spunea fiului. Află ce prețuri sunt la restaurant și sună-mă în decursul acestei săptămâni. Nikita a observat. Mama, de ce să pierdem timpul cu apeluri? Voi face imediat comanda. Doar spune mi câți oameni intenționezi să inviți? Jean Igorevna a răspuns imediat. 60. Am făcut deja lista. Vreau să comand și un animator și muzicieni. Pot să-ți încredințez și asta, dar ai grijă să nu te jefuiască, că știu această lume artistică, cântă două melodii și apoi la masă, iar la plată îți vor cere o sumă atât de mare încât o să te șocheze. Nikita a promis mamei că va respecta toate condițiile. Când? În sfârșit, au ieșit pe drumul care ducea spre oraș. Soțul a spus: "Ritule, sarcina ta este să alegi un cadou cu semnificație, iar eu mă voi ocupa de organizarea sărbătorii. Vreau foarte mult să o bucur pe mama. A meritat o sărbătoare frumoasă." Rita nu a răspuns nimic, dar s-a gândit că soțul a pus din nou interesele soacrei sale nebune mai presus de toate. În capul ei a apărut pentru prima dată în timpul căsniciei gândul: "Rita, ai probleme nu doar cu soacra ci și cu soțul. Dacă situația va continua să evolueze în această direcție, totul s-ar putea termina cu un divorț. Rita își iubea soțul, așa că gândul la divorț a speriat-o foarte tare. După întoarcerea de la Daha, relațiile dintre soți nu s-au îmbunătățit. Atmosfera nesănătoasă de acasă o apăsa pe Rita, iar ea încerca să compenseze pierderile prin muncă. Șeful chiar a lăudat-o pentru sârguință, dar mai întâi a întrebat: Ce s-a întâmplat? Ce muște te-au înțepat? Rita s-a alarmat, gândindu-se că a greșit din nou undeva. Genadi Vladimirovici, cum să vă înțeleg? Redactorul a râs. Înțelege-mă literal. După weekend, te-ai aruncat pe muncă cu un asemenea entuziasm, iar înainte nu am observat entuziasm din partea ta. Bazându-mă pe propria experiență de viață, am decis că ți s-a întâmplat ceva care te-a determinat să-ți crești zelul muncii. Șeful zâmbea binevoitor, iar Rita a zâmbit și ea. Neașteptat, chiar pentru ea, a spus, Ghenadi Vladimirovici, dacă m-ar fi înțepat muștele, totul ar fi fost mult mai simplu. La soacra mea este ziua de naștere sâmbăta viitoare, o dată rotundă, iar eu nu știu ce să-i dăruiesc. Redactorul a suspinat. O situație cunoscută. Îți simt compasiunea. Dacă nu mă înșel, mama soțului tău este pedagog? Rita a dat din cap, confirmând această presupunere. Șeful a propus, dar tu îi poți dărui o statuetă a Afinei. Crede-mă, un astfel de cadou soacra ta cu siguranță îl va aprecia, căci conform mitologiei grecești, Afina înruchipează înțelepciunea. Propunerea redactorului principal i-a plăcut foarte mult Ritei, iar ea nu mai putea aștepta să plece în căutarea cadoului semnificativ. Dar redactorul a oprit-o. Nu te grăbi, Semaina, nu te-am chemat în biroul meu fără motiv. Am o misiune specială pentru tine. Așează-te! Rita s-a așezat pe marginea scaunului și s-a pregătit cu un pix și un bloc blocnotes. Redactorul a zâmbit din nou. Îmi place când mă înțeleg dintr-o privire, dar să trecem la subiect. Iar subiectul este următorul. Un conațional de-al nostru și autor al unei cărți care a devenit bestseller a venit să respire aerul patriei. Îți voi da adresa lui, iar tu vei scrie despre acest om un material interesant pe o pagină întreagă. Nu un interviu cu întrebări monotone, ci ceva informativ și interesant. Ai înțeles? Rita s-a grăbit să-l asigure pe șef. Da, Gena Vladimirovici, am înțeles. Dictați adresa. Redactorul a numit strada și numărul casei, și, după o scurtă pauză, a adăugat. Se numește Nicolae Alexievici. L-am cunoscut în tinerețe. Un om foarte neobișnuit. Dar te vei convinge singură când vei discuta puțin cu el. Rita a vrut să întrebe mai multe detalii despre misiune, dar șeful i-a sunat telefonul, iar el a făcut un gest cu mâna totul. Semaina. Fugi. Aștept materialul tău gata până vineri. Rita a decis să nu amâne sarcinile redactorului pentru a doua zi. Cu transportul public a trebuit să călătorească până în cealaltă parte a orașului. A rătăcit mult prin noul cartier, până când a găsit casa necesară. Ușa i-a deschis o bătrână binevoitoare și, cu uimire, a întrebat domnișoară, pe cine căutați? Rita a răspuns. Sunt de la redacția ziarului Crai Natal, reporter. Am nevoie de Nicolae Alexivici. Bătrâna a strigat. Nicolae, te caută o domnișoară de la ziar. Probabil vrea să scrie despre tine. În hol a apărut imediat un bărbat cu părul alb, bine făcut, îmbrăcat într-un costum de afaceri. Bună ziua! Eu vă aștept! Genam i-a spus că deja ați plecat. Să fiu sincer, nu-mi place să fiu în centrul atenției, dar Gena m-a rugat foarte mult, iar eu nu am putut să-i refuz. Vă rog, intrați, nu vă sfiți. Mama, ne-ar prinde bine o cană de ceai. Bătrâna a apărut din nou în hol și a dispărut imediat în spatele ușii bucătăriei. Stăpânul l-a urmărit-o cu privirea. Aceasta este mama mea. Are deja 86 de ani. Se simte foarte singură, dar nu vrea să se mute. O vizitez cât pot, dar nu pot să mă rup prea des. Bine, să trecem la subiect. Probabil nu vă interesează problemele mele de zi cu zi. Rita a zâmbit. De ce nu? Viața oricărei persoane constă nu doar din succese, ci și din probleme. Bărbatul s-a mirat. Așa tânără și deja gândește profund. Dar, totuși, ce anume din biografia mea vă interesează? Rita a răspuns: Nicolae Alexievici. Povestiți-mi despre dumneavoastră și despre cartea dumneavoastră. Bărbatul a întrebat: Ați citit romanul meu? Rita a fost nevoită să mintă, dar interlocutorul l-a înțeles asta. S-a îndreptat spre raftul cu cărți. Îți voi dărui opera mea și o voi semna, iar apoi îmi vei pune întrebări. Ești de acord? Când cartea de o grosime impresionantă a ajuns în mâinile Ritei, privirea ei s-a oprit imediat în partea de sus a publicației, unde de obicei se indică autorul lucrării. A citit cu voce tare Kadikov. Acest nume i s-a părut familiar, iar ea și-a încruntat fruntea. Nicolae Alexievici a observat asta și a întrebat. De ce te-a deranjat atât de mult numele meu? Rita a ridicat din numeri. Nu știu, dar am auzit recent acest nume. Bărbatul s-a mirat. Interesant, cine ar putea să-și amintească de mine în acest oraș? Rita a exclamat cu bucurie. Soacra mea, Jeanne Igorevna Semaina. Cadico va clătinat din cap. Din păcate, numele acestei femei nu spune nimic. Rita nu s-a dat bătută. Nicolae Alexivici. Pur și simplu ați uitat. V-am văzut în fotografie. Amintiți-vă de școală, de ansamblul dumneavoastră și de fetița Jeanne, care era solista dumneavoastră. Bărbatul a rămas nemișcat câteva secunde, apoi s-a ridicat brusc de pe scaun. Nu se poate, Jeanne este soacra ta? Ce surpriză! Nu degeaba se spune că planeta noastră este mică, așa că adesea au loc întâlniri neașteptate. Kadikov s-a oprit, iar Rita a ghicit că gândurile lui s-au dus în trecut. După un minut, bărbatul a spus cu tristețe și eu am fost puțin îndrăgostit de Jeanne, dar ea era atât de mândră. Și mi-a fost frică să mă apropii de ea. Era fiica unui profesor, iar părinții mei erau muncitori simpli. Recunosc, am suferit mult. Chiar am scris o melodie cu un titlu sugestiv, numai despre tine. La serata școlară am cântat ca podopera mea, dar Jeanne nu a înțeles nimic. S-a uitat la mine, a oftat și a plecat. După terminarea școlii, am plecat, apoi a fost serviciul militar, apoi am intrat la academie. Kadicov a luat din nou o pauză, iar Rita a așteptat mult timp până când el a fost gata să continue conversația. Până seara târziu, a stat la Kadicov. Au băut cea împreună, iar Nicolae Alexivici i-a povestit despre viața lui. După armată, a intrat la Academie Militară, iar apoi aproape 30 de ani a apărat granițele patriei. Despre zilele de serviciu la frontieră a scris o carte. Rita nu a întrebat despre viața personală a lui Kadikov, considerând că este incomod, dar Nicolae Alexivici a spus de la sine după terminarea Academiei, m-am căsătorit imediat. Dar viața de familie nu s-a așezat imediat. Soția mea dorea să servesc la sediu, iar eu visam la o muncă activă. Voiam să prind contrabandiști. Ea a rezistat doar jumătate de an la frontieră, iar apoi a fugit în tăcere. Am avut mult de suferit. Am sperat că soția se va răzgândi și se va întoarce. Dar visurile mele nu aveau să se împlinească. Și eu nu am mai avut curajul să-mi pun la încercare soarta. Așa că am rămas un burlac înrăit. Când Rita pleca, Nicolae Alexevici și-a mintit brusc. Apropo, am păstrat o înregistrare a unei apariții de-a noastră. Tata unuia dintre participanții la ansamblul nostru a fost pe mare și a adus din străinătate o cameră video și un player de la o firmă japoneză. Pe atunci, o astfel de tehnologie era o raritate. Până acum, undeva, am o casetă care zace. Trebuie să o caut. Rita s-a arătat interesată. Acolo este și soacra mea, adică Janne. Hudiacova, a râs. Suntem toți acolo. Dacă doriți, pot căuta această casetă, iar voi să-mi sunați mâine. Acasă, Rita a alergat de parcă ar fi avut două arii agățate de spate. A intrat în apartament cu un strigăt de bucurie. Nikita, nu-ți poți imagina ce am gândit. Împreună cu tatăl, a sărit în hol Artiom, dar Nikita a spus sever. Du-te, băiete, ocupă-te de mașinuțele tale. Simt că această discuție nu este pentru urechile tale. Când micul, cu capul plecat de supărare, s-a îndepărtat, bărbatul a spus, fiul nostru se ocupă cu spionajul. Am auzit cu propriile mele urechi cum a raportat bunicii despre treburile noastre de familie. Și trebuie să observ că Artiom are o memorie excelentă. El își amintește chiar și despre ce discutăm la cină. Această veste neplăcută ar sconștiința tinerei femei, iar ea a povestit soțului despre ideea ei de cadou cu mai puțin entuziasm. În schimb, Nikita a fost extrem de încântat să afle despre planul soției. Rita, ești un geniu! Mie nu mi-ar fi venit niciodată în minte așa ceva. Apropo, pot să completez ideea ta. Până târziu în noapte, soții au discutat cu pasiune despre viitorul jubileu. Rita i-a mărturisit soțului că încă mai speră la îmbunătățirea relațiilor cu mama lui. Oaspeții au început să se adune cu 30 de minute înainte de ora stabilită. Nikita se agita ca un nebun încercând în ultimul moment să lefuiască detaliile. Rita a vrut să-l ajute pe soț, dar el a strigat bâlând la ea. Ritule, nu te mai încurca, te rog, sub picioare. Noi am împărțit responsabilitățile, așa că să nu ne abatem de la acest plan. Tu te ocut de primirea oaspeților și de zâmbit. Tânăra femeie s-a simțit din nou inutilă. Eu sunt deprisos la această sărbătoare și degeaba sper că darul meu va avea efectul dorit. Dacă aș fi rămas acasă, nimeni nu ar fi observat absența mea. A fost un moment când a vrut să părăsească restaurantul, dar și-a amintit de Nicolae Alexevici și a rămas. Dacă plec, omul va fi într-o situație jenantă. Trebuie să acționez conform planului. Evenimentul era condus de un prezentator angajat de Nichita. El vorbea neîncetat despre tot felul de prostii, amestecând discursul cu anecdote, dar oaspeții, care erau puțin beți, nu dădeau atenție acestor detalii. Conform scenariului, fiecare oaspete trebuia să rostească un toas și apoi să ofere sărbătoritei cadoul său. Rita s-a gândit la începutul serii că sărbătoarea se va întinde până dimineața, iar la sfârșit toți se vor îmbăta până la moarte, având în vedere că numărul invitațiilor depășea 60 de persoane. Rita s-a plictisit sincer la capătul mesei, când prezentatorul a anunțat. Acum, dragi oaspeți, cadoul pentru draga soacră este prezentat de Nora iubită. Rita, te rog să vii pe scenă. Rita nu intenționa să țină un discurs lung. Ea a întins Jeanne Igorevna ceva, împachetat într-o hârtie frumoasă, și, puțin jenată, a spus: De-a lungul secolelor, umanitatea a visat să inventeze o mașină a timpului. Această idee a fost obsesia celor mai buni minți, dar nimănui nu i-a reușit să creeze un astfel de aparat. Oaspeții au ascultat tânăra femeie, ținându-și respirația, iar Rita, încurajată de atenția lor, a continuat. Nimănui nu i-a reușit, în afară de noi. Draga Jeanne Igorevna, cu ajutorul acestei cutii mici, veți putea să vă întoarceți în tinerețea dumneavoastră. Rita nu a reușit să-și finalizeze discursul de felicitare, pentru că soacra a smuls brusc pachetul din mâinile ei și l-a aruncat în cutia cu recuzită pentru jocuri. M-am gândit că îmi vei oferi ceva inutil. Oaspeții au început să șoptească la masă, iar Nikita, confuz, își ridica umerii, Arătând prin toată atitudinea sa că nu știe cum să acționeze mai departe. Rita a avut dorința de a arunca sau a crei ceva grosolan în față și de a fugi, dar în schimb s-a apropiat de mica scenă și a șoptit ceva muzicienilor. După câteva secunde, sunetele unei melodii lirice au început să curgă, iar Rita, cu un zâmbet misterios pe față, a spus: „Dragi prieteni, vă invit pe toți să faceți o călătorie în tinerețea voastră, în acele momente când vine prima dragoste.” Sala s-a oprit, iar Rita Închizând puțin ochii, a început să cânte. Numai despre tine visele mele, te voi fura de la primăvară. Dintr-o dată, lumina din sală s-a stins, iar pe ecran au început să apară cadre de filmări amatoare. Cineva din sală a exclamat entuziast. Prietenii, aceasta este Jeanne Igorevna în rol principal. Uitați-vă cât de tânără și frumoasă este. Au început aplauze, dar compoziția emoționantă a continuat și pe scenă. Lângă Rita, Spre surprinderea oaspeților, a apărut un bărbat solid cu o chitară, iar deja două voci recunoșteau. Numai despre tine visele mele, te voi fura de la primăvară. Compoziția s-a încheiat, iar în sala de banchet s-a aprins lumina. Jeanne Igorevna stătea lângă scenă și plângea. Oaspeții priveau cu uimire la ceea ce se întâmpla pe micuța scenă. O femeie a întrebat cine este acest bărbat. Alta i-a răspuns. Ce întrebări stupide? Acesta este tipul care seamănă atât de mult cu Abdulov. Nu pot să nu-l recunoști. Nicolae Alexevici a dat chitara unuia dintre muzicieni, a început să cânte, iar unul dintre chelneri împingea un cărucior plin cu trandafiri. Oaspeții au exclamat din nou, apoi au început aplauze entuziaste și strigăte de admirație. Iată un cadou! S-a mirat Nora. jean Igorevna își îndrepta privirea de la cărucior la oaspete, șoptind abia a auzit. Nicolae. Nu mă așteptam să te văd." Cum ai aflat despre ziua mea de naștere?" Nicolae Alexevici s-a făcut și el roșu sub privirile a câteva zeci de ochi. Are acum vreo importanță?" Primește, Jeanne, cele mai sincere urări de la mine." Să ți se împlinească toate dorințele neîmplinite și să-ți fie bine." Rita era încă sub impresia celor întâmplate. Nu a observat cum din spate s-a apropiat Nikita. Rita, ai realizat imposibilul." ai făcut-o pe mama mea să se emoționeze. Cadoul tău este cel mai bun. Trebuie să recunoaștem. Și vreau să observ că ai reușit să-i duci pe toți aproape cu o jumătate de secol înapoi. Conform legii genului, aici povestea ar fi trebuit să se încheie. Dar Jeanne Igorevna Semaina nu era o femeie obișnuită, așa că făcea fapte neobișnuite. Când emoțiile s-au mai domolit, ea i-a zâmbit lui Nicolae Alexevici, apoi a trimis un zâmbet tuturor celor prezenți. Vă mulțumesc tuturor pentru cuvintele frumoase și cadouri. Sărbătoarea continuă. După aceea, Semaina a făcut un semn nurorii să o urmeze. Nu a apucat Rita să iasă în vestibul, că soacra a la ea. De ce ai organizat aceste spectacole? Vrei să mă umilești în fața tuturor? Rita a băigeuit confuz. Jean Igorevna, ce spuneți? Eu, din potrivă, am vrut să vă bucur. Să te bucur? Cu ce? cu un film vechi? A spus Nora. Acum toți cunoscuții vor discuta o lună despre cum am fost eu în tinerețe și în ce dovleac încrețit m-am transformat. Rita s-a întors ca soacra să nu-i vadă lacrimile. Jeanne Igorevna este o femeie imposibilă. Orice aș face, nu te voi mulțumi niciodată. Am sperat că întâlnirea cu Nicolae Alexevici te va bucura. Iar tu, Rita s-a îndreptat spre scară, dar soacra a prins-o de mână. Stai! Te-ai supărat pe mine?" Prin lacrimi, Rita a spus, Nu, m-am bucurat." O umilință în fața tuturor. Ar fi trebuit să faceți măcar o față că v-a plăcut cadoul meu. Dacă ați ști cât de mult m-a costat să-l conving pe Nicolae Alexevici să vină în acest restaurant blestemat și să mai și cânte. Rita și-a smuls mâna și a alergat pe scări. La ușă, a observat pe Hudiacov. Nicolae Alexevici a zâmbit amar. Se pare că am avut parte de un eșec grandios astăzi. Poate ar trebui să ne unim și să sărbătorim eșecul nostru grandios într-un loc mai puțin decent? Rita era într-o stare în care astfel de propuneri sunt acceptate fără intare. Deoarece Artiom fusese dus de soțul ei la părinții Ritei, care au refuzat politicos să participe la banchet, tânăra femeie nu avea nicio restricție. Ei au dat peste un club de noapte și au stat acolo până la miezul nopții. Nicolae Alexeievici a băut doar suc. Da. Seara a fost tristă, dar nu mă așteptam la altceva. Jeanne nu s-a schimbat deloc, spre regretul meu. Bărbatul a zâmbit. Dar m-am bucurat să te cunosc. Sper că nu vei descrie în articolul tău aventura noastră nereușită. Rita a râs. Am scris deja despre tine. Șefului i-a plăcut. Apropo, mâine va ieși numărul proaspăt și vei putea evalua articolul meu. Hudiakov a suspinat. Dacă apuc, plec mâine în sufletul Ritei s-a trezit tânărul Timur. Nicolae Alexevici, dacă vrei, voi merge să o vizitez pe mama ta. Bărbatul s-a bucurat. Îți voi fi foarte recunoscător. Trebuie să-mi rezolv afacerile și în două luni voi reveni. Trebuie să rezolv ceva cu mama. E singă. Nici soție, nici copii nu am reușit să-mi fac. Rita îi părea foarte milă acestui om, dar înțelegea că nu poate să-l ajute cu nimic. Acasă, Rita s-a întors mult după miezul nopții. Nikita dormea deja, dar când ea s-a strecurat ușor sub pătură, el a mormăit nemulțumit. Rita, unde ai fost? Eu și mama ne-am căutat peste tot. Rita s-a întrebat cu mirare. Nu cumva soacra mea s-a gândit la mine? Ea nu-i pasă de nimeni, în afară de ea însă și. M-am străduit, am făcut tot posibilul să o bucur. Iar ei, Ei bine, hai să dormim! Nu mai vreau să discut despre asta. Numai de Nicolae Alexevici îmi pare rău. Probabil a cheltuit o avere pe trandafiri. Dimineața, soții au fost treziți de un apel insistent la ușă. Nikita a împins-o pe soție în coastă. Rita, du-te și deschide. Probabil părinții lui Artiom au adus-o. Femeia a răspuns iritat. Îți e greu să te ridici? Căscând și blestemând soarta, Nikita Markovici s-a ridicat și s-a îndreptat spre hol. Rita s-a întins cu plăcere sub pătură și era gata să vizioneze următoarea serie de vise, dar în camera a intrat Jeanne Igorevna. Rita, unde este? dă adresa lui. Rita s-a așezat în pat și s-a uitat cu uimire la soacră. Cine este el? Nicolae. Nu este clar. Dintr-o dată, Jeanne Igorevna s-a afundat în umărul nurorii și a început să plângă. Rita, nu vei crede, dar uneori mă urăsc pentru limba mea proastă și caracterul meu. Crezi că e ușor să trăiești cu un astfel de arsenal? Numai Mark m-a înțeles. Dar el nu mai este, iar singurătatea este atât de grea. Te rog să mă ierți, bătrână proastă, că mă descarc mereu pe tine. Te iubesc chiar mai mult decât pe Nikita. Pur și simplu dragostea mea este atât de neobișnuită. Încercând să nu facă zgomot, Nikita a ieșit din dormitor, lăsând femeile să-și exprime tot ce s-a acumulat în acești ani. Jeanne Igorevna a plâns destul de mult, dar lacrimile ei s-au oprit la fel de brusc cum au apărut. Ea a privit cu rugăminte spre Nora. Rita, a fost atât de incomod cu Nicolae. Hai să mergem împreună la el, căci mi-e incomod să merg singură. Rita s-a uitat la ceas și a ridicat din numeri. Din păcate, Jean ne gorevna. chiar dacă ne grăbim, e puțin probabil să-l găsim acasă. Are tren dimineața și probabil că este deja la gară. Soacra s-a ridicat cu o vigoare surprinzătoare pentru vârsta ei. Nikita, dune la gară. Trebuie să-l văd. Vreau să mă iert. Nicolae Alexevici era deja în vagon când a văzut femeile alergând pe peron. Janne Igorevna flutura cu mâinile și striga, ignorând privirile curioase. Nicolae, nu pleca. Trebuie să-ți spun ceva. Aceste strigăte l-au făcut pe Hudiacov să iasă în tambur, ignorând observațiile conductoarei. Domnule, unde mergeți? A fost anunțată plecarea. Nicolae Alexevici a murmurat. Ce plecare? Aici, se poate spune, se decide soarta. El a sărit din vagon când trenul a început să se miște. Jeanne Igorevna s-a oprit și a privit în ochi. Nicolae, iartă-mă, am stricat totul, dar crede-mă, nu am vrut să te supăr. Nu pleca! Trenul accelera. Hudiacov a sărit rapid pe treapta ultimului vagon. Jeanne, mă voi întoarce curând. «Promit că mă voi întoarce!» Trenul a dispărut de mult după colț, iar femeia continua să privească în zare. Rita i-a luat soacrei mâna. «Jeanne Igorevna, haideți!» Semaina a privit spre Nora. «Rita, ce crezi? Se va întoarce?» Pentru prima dată, Nora Lascova a îmbrățișat-o pe soacră. «Se va întoarce cu siguranță!» Nicolae Alexevici este un adevărat bărbat, iar astfel de cuvinte nu le aruncă în vânt. Toamna, la vila lui Jeanne Igorevna, întotdeauna se observa o agitație, dar în acesta mișcarea a fost deosebit de activă. Chiar și gazda, ținând de mână mama lui Nicolae Alexevici, îi povestea cu plăcere despre propriile sale secrete de grădinărit. Anna Egorovna, nu o să credeți, dar nici eu nu m-am așteptat ca un astfel de talent. Am considerat întotdeauna munca pe pământ o rutină. Bătrânica zâmbea fericit, aprobând. Da, draga mea, Exact asta am auzit de la mulți cunoscuți. Și este foarte bine că ai reușit să-l atragi pe Nicolae. Acolo, la nord, clima este atât de nefavorabilă, iar el nu mai este tânăr. Rita zâmbea, observând această imagine idilică. Nikita, ca de obicei, s-a apropiat pe la spate și aproape ca zguduit-o. Rita, de ce ești atât de nemișcată? Ca o statuie? Trebuie să muncim. Tânăra femeie a zâmbit. Munca poate aștepta. Observ cum se înțeleg cele două mame. Se pare că au găsit rapid un limbaj comun. Nikita a fost de acord. Pe fețele lor mulțumite, acest lucru nu este greu de observat. Rita a zâmbit. Mama ta a avut mai mult noroc cu soacra decât mine. Ele s-au înțeles imediat.